În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Să ne bucurăm cu toții în Domnul, celebrând ziua de sărbătoare în cinstea tuturor sfinților. De mărirea lor se bucură împreună cu noi toți îngerii și într-un glas îl laudă pe Fiul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus Hristos! Sfintele voastre, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși din catedrala noastră, dragi iubiți credincioși uniți cu noi, prin intermediul mijloacelor de comunicare. Suntem acum în biserica noastră, făcând comuniune, dar o facem cu toți sfinții și îngerii în această zi, ales cu cei care au plecat de pe pământ în slava cerească, ca ei să mijlocească și pentru noi, să ajungem acolo. Implorăm așadar astăzi mijlocirea tuturor sfinților, aici, la catedrală, la noi, pe Preacurată Fecioară Maria și pe episcopul nostru Anton Durcovici și pe toți sfinții noștri, ca ei să mijlocească pentru episcopii și preoții pentru care celebrăm în această seară, după tradiția noastră, un requiem solemn. Să primească Domnul aceste rugăciuni ale noastre, laude adusă sfinților și această rugăciune îndreptată spre Dumnezeu în mijlocul și mijlocirea sfinților. Și din inimă, pregătindu-ne, îi cerem iertare spunând, mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și misiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atunci puternicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
excelsis Deo. Thank you.
Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-a dat bucuria de a cinsti într-o singură sărbătoare meritele tuturor sfinților, te rugăm ca având în fața ta o asemenea mulțime de mijlocitori, să primim de la tine belșugul multorii tale îndurării tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigiliul Dumnezeului cel viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării, spunând: Nu dăunați pământului, nici mării și nici copacilor, până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor care au fost însemnați cu sigiliu. 144.000 de însemnați din toate triburile fiilor lui Israel. După acestea am văzut și iată o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere din toate neamurile, triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare în fața tronului și în fața mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmieri în mâini. Ei strigau cu glas puternic: Mântuirea aparține Dumnezeului nostru, Cel care șade pe tron și mielului. Și toți îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe, cădeau cu fața la pământ înaintea tronului și îl adorau pe Dumnezeu și spuneau: Amin. Binecuvântarea, gloria, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Cine sunt și de unde vin cei care sunt îmbrăcați cu haine albe? I-am zis: Domnul meu, tu știi. Iar el mi-a spus: Aceștia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cuvântul Domnului. Aceasta este generația celor care caută fața ta, Doamne. Aceasta este generația celor care caută fața ta, Doamne. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, și cei care locuiesc în ea, căci El l-a întemeiat pe mare și l-a stabilit peste râuri. Care are mâinile nepătate și inima curată, cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri deșarte.
Acesta va primi binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeu mânătuit, Sântorul Său. Aceasta este generația celor care îl caută pe El, al celor care caută fața Dumnezeului Iacob. Din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, vedeți câtă iubire ne-a dăruit Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut pe El. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are această speranță în El devine curat, așa cum El este curat. Cuvântul Domnului. La mine toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da o odihnă. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus s-a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de El discipolii Săi și deschizându-și gura îi învăța zicând: fericiți cei săraci în duh, pentru că al lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza nedreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră este mare în ceruri.
Cuvântul Domnului. Preasfințite Episcop Petru, dragi confrați într-o preoție, iubiți credincioși, în sărbătoarea de astăzi a tuturor sfinților, Sfânta Maică Biserică ne pune pe noi, slujitorii altarelor, să proclamăm la Evanghelie cele 8 fericiri, așa cum au fost ele rostite de Iisus, așa cum le-a proclamat de pe muntele fericirilor. Iar sfinții pe care îi cinstim astăzi într-o unică sărbătoare au trăit spiritul fericirilor propuse de Iisus, au cunoscut sărăcia, gustul lacrimilor amare, foamea și setea, oprimarea, boala, suferința, persecuția pentru dreptate și acum experimentează în cer promisiunea făcută de Iisus în finalul proclamării fericirilor. Bucurați-vă și tresăltați de fericire, căci răsplata voastră este mare în ceruri. Cine sunt așadar sfinții pe care îi sărbătorim noi astăzi? Iată, sunt oameni ca și noi, bărbați și femei, tineri și bătrâni, de toate condițiile sociale, de toate culturile și profesiile, care au trăit spiritul fericirilor în condițiile deloc diferite de cele pe care le trăim noi astăzi și acum sunt fericiți, sunt în cer, sunt sfinți. Vedeți, oamenilor de astăzi le este puțin greu să înțeleagă ce înseamnă să fii sfânt, ce înseamnă să fii fericit. Dar ne este greu chiar și nouă, creștinilor, care ne considerăm practicanți, care în fiecare dimineață la trezire spunem plin de încredere, încep această zi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și ne punem toată credința și speranța noastră în Dumnezeu. Dar apoi, prima știre pe care o auzim la televizor, că nu mai sunt paturi libere la ATI, că mii de confrați de-ai noștri au pierdut lupta cu viața, că medicii nu mai fac față volumului imens de muncă, perspectivele sumbre, viitorul care nu sună prea bine, ne strecoară îngrijorarea sau poate chiar spaima în toată ființa noastră. Și totuși, iubiți credincioși, chiar și în acest context, de cele mai multe ori dezolant, plin de dorința de a avea cât mai multă bunăstare și fericire aici, pe pământ, în mediul înconjurător în care trăim, unde vedem atâtea dezechilibre pe tărâm social, moral, economic, politic și de ce nu chiar și religios, mulți, chiar și dintre noi, creștinii practicanți, să ne întrebăm, sfințenia mai este posibilă astăzi și pentru noi? Să căutăm răspunsul în perioada de început a bisericii, atunci când pentru simpla recunoaștere a faptului că erai creștin, erai imediat condamnat la moarte. În acea perioadă a bisericii au apărut primii martiri care și-au dat viața pentru credință. Astăzi îi cinstim în mod special. Să căutăm răspunsul în perioada care a urmat după ce au murit apostolii. A fost atunci o perioadă de aprofundare a învățăturii lui Iisus. Și această învățătură a fost apărată cu eroism împotriva
ereziilor, a erorilor, a schismelor. Aceea a fost perioada în care au apărut sfinții învățători ai bisericii, sfinții mărturisitori ai credinței și pe ei toți îi cinstim astăzi. Să căutăm răspunsul la Sfântul Francisc de Assisi, care a trăit și a propus calea sărăciei pentru a ajunge sfânt, sau exemplul atât de îndrăgit al Sfântului Anton de Padova, exemplul Sfintei Tereze a Pruncului Iisus, Sfânta Maria Goretti, Sfânta Rita, Sfânta Brigita, Sfântul Ioan Bosco, Sfântul Ioan Maria Vianney și mai aproape de noi, căutăm răspunsul la Maica Tereza de Calcuta, a Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, de ce nu la episcopul nostru martir Durcovici, la fericita Veronica Antal. Iată, toți sunt sfinți, pe toți îi cinstim astăzi ca într-un buchet. Așadar, repet, este posibilă sfințenia și pentru noi cei de astăzi. Să întrebăm pe creștinii care zi de zi participă la Sfânta Liturghie, indiferent de vreme, de starea sănătății, de amenințări, de pericole, ei sunt de nelipsit la biserică. Să le întrebăm pe mamele care, în ciuda scandalurilor inerente uneori în familie, continuă să-și iubească soții și să-i îngrijească și să nu-și neglijeze copiii. Să întrebăm pe soții care merg zi de zi la serviciu și fac sacrificii imense uneori pentru ca pâinea cea de toate zilele să nu lipsească de pe masa familiei și nu-și uite datoriile față de suflet. Să întrebăm pe tinerii care, deși se cunosc de ani de zile, se prezintă la altar cu sufletul curat pentru a încheia sacramentul căsătoriei. Să întrebăm pe cei care, în ciuda sărăciei de astăzi, sunt primii care pun din puținul lor în colectă pentru sinistrați, pentru misiuni, pentru emigranți, pentru răspândirea mesajului evanghelic prin presa tipărită, radio și televiziune. Parcă nu mai trebuie să pun întrebarea dacă este posibilă și pentru noi sfințirea. Și atunci, ce vrea să transmită biserica astăzi când îi celebrează într-o unică sărbătoare pe toți sfinții? Iată, vrea să ne încurajeze, vrea să ne spună și noi că sfințenia este posibilă. Vrea să ne spună că sfințenia nu este o poveste ireală, demnă doar de admirat, ci este un ideal greu, dar posibil de atins. Vrea să ne spună că sfințenia nu este rezervată unei elite din rândul creștinilor, ci este accesibilă tuturor categoriilor de oameni. Toți suntem așadar chemați la sfințenie, și creștinii practicanți și cei nepracticanți, și bărbații și femeile și laicii și preoții și călugărițele. Sfințenia este pentru toți. Și cum vom putea ajunge sfinți? Este atât de simplu, paradoxal și totuși atât de greu. Este simplu pentru că nu avem de îndeplin decât dorința expresă a lui Iisus, exprimată în Evanghelie, fiți sfinți. Dar este și greu, pentru că știm prea bine ce presupune să fim sfinți, de câte ori trebuie să ne ridicăm după ce am căzut, dar după ce ne-am ridicat, din nou pornim pe calea sfințeniei. Dar oare este sfânt numai cel care este trecut în calendar? Bineînțeles că nu. Biserica dorește să canonizeze, iată, și pe Margareta, mama lui Don Bosco, sau pe Asunta, mama Sfintei Maria Goretti, iar pe părinții Sfintei Tereza, pruncului Iisus, i-a canonizat deja, pentru că biserica știe că acolo unde sunt roade bune, este și un pom bun,
care le-a produs. Dacă suntem astăzi pe calea virtuții, trebuie să le mulțumim mamelor noastre, taților noștri care au contribuit la planul lui Dumnezeu și ne-au oferit viața și exemplul lor bun. Trebuie să-i mulțumim preoților care au slujit în parohiile noastre și care au dus mai departe credința, indiferent de timpurile deosebit de dure ale comunismului și ale capitalismului de astăzi. Și cu siguranță, fiecare dintre noi are pe cineva anume pentru care trebuie să-i mulțumească, pentru că prin viața de sfințenie ne-a călăuzit pașii spre Dumnezeu și astăzi suntem ce ne suntem, cel puțin cu dorința puternică, cu aspirația de a fi și noi sfânt. O vorbă înțeleaptă spune că sfinții nu-și fac reclamă și, într-adevăr, ei rămân anonimi în slujba lui Dumnezeu. Sfinții sunt cei care au înțeles cel mai bine ce înseamnă să închizi ușa după tine și acolo, în tăcere, în camera ta, să te rogi în ascuns Tatălui din cer. Sfinții fac binele fără să știe stânga ce face dreapta. Sfinții știu că dușmanului nu trebuie să-i răspundă cu aceeași monedă, ci cu blândețe, întorcând și celălalt obraz. Sfinții știu că nu este nevoie să petreacă ziua întreagă în rugăciune, în biserică, pentru a se sfinți, ci că este suficient de bine dacă acolo unde sunt își trăiesc ziua în prezența lui Dumnezeu. Dacă acolo unde sunt trăiesc Evanghelia lui Iisus, dacă iartă, dacă iubesc necondiționat, dacă ajută pe cel nevoiaș, dacă se roagă pentru cel aflat în strântorare, la necaz, dacă îl încurajează, dacă îi spune aproape lui un cuvânt, îmbrățișarea și zâmbetul lor este un semnal că îl iubește și toți aceștia sunt pe drumul care duce la sfințenie. Așadar m-aș bucura să reținem că sfințenia este ușoară, posibilă și accesibilă pentru toți. În numărul mare de sfinți despre care vorbește Cartea Apocalipsului, trebuie să ne dorim să ajungem, să facem parte și noi. Calea este cea propusă de Sfântul Ioan în a doua lectură, este calea iubirii pe care Dumnezeu Tatăl a avut-o față de noi, iar noi trebuie să o avem față de El și față de aproapele, iar mijloacele sunt fericirile pe care Evanghelistul Matei ni le-a prezentat în Evanghelia de astăzi. Fericiți cei sfinți, căci ei vor domni pentru veșnicie cu Dumnezeu. Amin. Și acum să ne mărturisim credința, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om,
s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul pur cere, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului se va veni. Amin. Fraților preiubiți, toți aceia care au murit în Hristos rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. În rugăciunea pe care astăzi o înălțăm în sărbătoarea tuturor sfinților, pentru biserică și pentru lumea întreagă, voim să ne amintim în chip deosebit de toți aceia care ne-au prezentat cu zel credința, de toți episcopii și preoții și de toți cei care au mers înaintea noastră cu semnul credinței. Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor celor care mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-ne ca în faptele noastre să nu uităm de viața viitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Descoperă tuturor popoarelor puterea cu care L-a înviat pe Fiul Tău și călăuzește-le pe calea mântuirii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și la încredere în Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătește-i cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai primi în lăcașurile veșnice pe toți răposații noștri. Te rugăm, ascultă-ne! Primește la Tine și sufletele de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a dărui iertarea păcatelor și odihna veșnică slujitorilor, preoți, episcopi, răposați, pentru care săvârșim această sfântă liturghie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău, pe care biserica o aduce pe Sfântul Altar, te rugăm, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a tuturor sfinților, să eliberezi sufletele celor răposați de orice legătură a morții, primindu-le în lumina fericirii veșnice. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Iubiților, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernic. Plăcute să-ți fie, Doamne, darurile pe care ți le aducem în cinstea tuturor sfinților. Noi credem că ei se bucură de siguranța nemuririi. Dă-ne și nouă harul să simțim că se îngrijesc de mântuirea noastră prin Hristos Domnul nostru. Să fie cu voi. Vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu ne dai astăzi bucuria de a privi cetatea din ceruri, Ierusalimul cel Sfânt, care este mama noastră, unde frații și surorile noastre deja adunați împreună, cântă și preamăresc numele Tău. Noi, cei care călătorim pe pământ, ne grăim spre patria cerească, bucurându-ne de soarta fericită a membrilor bisericii, pe care ni-ai dat ca prieteni și modele de viață. De aceea, unindu-ne cu mulțimea nenumărată ale îngerilor și a sfinților, cântăm cu bucurie imnul de laudă, zicând fără încetare.
Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea ta și învierea ta, până când vei. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Iosif, și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți! Pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne vrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tata totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat, și feriți de orice tulburare,
așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vă, pace mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Și binevoiește dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care i-a asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt curent să fac o părământă, dar spune numai un cuvânt și ceva.
Te adorăm, Dumnezeule, care singur ești sfânt și ești minunat întru toți sfinții tăi și te implorăm să reveri șarul tău și asupra noastră, pentru ca, desăvârșindu-ne în plinătatea iubirii tale, să ne treci de la această masă la care ne-ai primit ca pelerin, la ospățul pregătit în patria cerească, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea tuturor sfinților să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Credincioși, vă rețin atenția cu câteva anunțuri, după care urmează prohodul pentru episcopii și preoții răposați. Mâine, 2 noiembrie, este ziua pomenirii tuturor credincioșilor răposați. Programul liturghiilor va fi următorul: dimineață la 6:30 și la 7:30, iar seara la ora 18. La ora 14, la cavoul preoților din cimitirul Eternitatea, se va celebra regviemul pentru răposații, episcopi, preoți și profesori ai seminarului. La liturghia de seară vom face prohodul de pomenire a tuturor răposaților. Joi, 5 noiembrie, după Sfânta Liturghie de la ora 18, tinerii ne propun să oferim pentru sufletele răposaților un moment de adorație a Preasfântului Sacrament. Programul Sfințirii Mormintelor va fi următorul. Mâine, luni, 2 noiembrie, vom merge la cimitirul Eternitatea între orele 14 și 16. De asemenea, tot acolo la Eternitatea și sâmbătă, 7 noiembrie, între orele 10-13. La cimitirul Socola Mică vom fi duminică, 8 noiembrie, între orele 13:30 și 15, iar la cimitirul Plopii Fără Soț vom fi de asemenea duminică, 8 noiembrie, între orele 13:30 și 14:30. La cimitirul Petru și Pavel am fost astăzi. Având în vedere situația de anul acesta, pentru a evita aglomerațiile în biserici și cimitire, indulgența plenară pentru un răposat care se putea dobândi începând cu după-amiaza acestei zile de 1 și pe tot parcursul zilei de 2 noiembrie, poate fi obținută în orice zi din noiembrie, împlinind condițiile cerute: spovadă, împărtășanie, recitarea crezului, a rugăciunii Tatăl nostru și a unei rugăciuni după intenția Sfântului Părinte. La fel și indulgența care se putea obține în celelalte zile până pe 8 noiembrie, poate fi obținută în oricare alte zile din noiembrie, vizitând de data aceasta cu devoțiune cimitirul și recitând rugăciuni pentru răposați. Dacă vor fi solicitări, vom merge la cimitire și în alte zile decât cele stabilite deja. Pentru cei care nu aveți cum să ajungeți la cimitir sau la biserică, există posibilitatea de a oferi rugăciuni pentru răposați în orice zi aleasă de dumneavoastră. La prohodul de seară, pe tot parcursul lunii noiembrie, ne vom ruga și pentru răposații pe care îi veți scrie pe plicurile care se găsesc acolo pe măsuța de lângă cutia pentru oferte de la intrare. Puteți lăsa aceste plicuri cu numele răposaților și oferta dumneavoastră fie acolo în cutia din spate, fie la biroul parohial, iar noi ne vom îngriji
ca răposații să fie pomeniți la prohod în ziua dorită de dumneavoastră. Vă anunțăm de asemenea că a apărut numărul pe luna noiembrie al revistei Lumina Creștinului. Iar acum încredințăm milostivirii lui Dumnezeu sufletul răposaților episcopi Bonaventura Berardi, Bonaventura Zabberoni, Iosif Salandari, Paul Sardi, Nicolae Iosif Camilli, Dominic Jachet, Mihai Robu, Alexandru Cisar, Anton Durcovici, Petru Pleșca și Marcu Glaser și de asemenea sufletul preoților care au activat în Iași, Eugen Zapolski, Gheorghe Anton, Francisc Habeni, Diomede Ulivi, Gaspar Bachmeier, Ulderic Cipolloni, Gheorghe Peț, Wilhelm Clofanda, Felix Vircinski, Ioan Martinaș, Anton Trifaș, Eduard Sechel, Fidel Rocchi, Anton Gabor, Petru Pal, Dumitru Romila, Rafael Friedrich, Carmil Tocănel, Ioan Părțac, Ioan Jicmon, Gheorghe Vameșiu, Petru Martinescu, Andrei Gherguț, Gheorghe Patrașcu, Pavel Cojocaru, Alfons Donea, Ioan Ciuraru, Iosif Gergel, Carmil Gergel, Anton Budău, Gheorghe Lenghen, Petru Gabor, Francisc Gârleanu, Anton Ghiurca, Ioan Gabor, Dumitru Patrașcu, Dumitru Gabor, Ioan Tamaș, Mihai Budău, Isidor Mocanu, Pavel Solomon și Cornel Cadar. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viață ne-ai redat. Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară șarul baptismal. Ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tată, ca și pe Duhul Sfințitor.
crede în cuvântul Său. Să ne rugăm, invocăm cu stăruință, Doamne, milostivirea Ta pentru slujitorii Tăi, episcop, preoți, care au lucrat cu sârguință pentru răspândirea credinței, ca să primească răsplata cuvenită în împărăția Ta, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică tărilor, Doamne, să se odihnească în pace. Liturghia s-a sfârșit, să mergem în pace. Thank you.
Amin.